Însă azi totuși a fost înregistrat primul candidat de la opoziția reală antioligarhică. Acest lucru a fost posibil datorită mobilizării echipei noastre, sutelor de oameni, miilor, eu aș spune, de oameni în teritoriu, care au lucrat fără resurs administrativ, fără resurs financiar, având la bază doar o singură idee, de a scoate statul din captivitate. Și eu, din numele candidatului în funcția de președinte, domnul Andrei Năstase, țin să mulțumesc din suflet pe toți acei oameni care au colectat semnăturile și, în mod special, pe cei 10.000 de oameni care au pus semnăturile pentru candidatul Andrei Năstase. Credeți-vă că domnul Andrei Năstase n-a fost dezamăgit.